Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Nu știu cum se face, dar apar permanent informații despre corupția și ilegalitățile din MEAI. Așa se întâmplă. Acum o nouă dandana, adjunctul jandarmeriei Vaslui, a falsificat data unui accident rutier pentru a facilita astfel o fraudă de asigurări. Practic, unul dintre șefii jandarmeriei din Vaslui a făcut un șmen. Ce mai e de spus? Nu știu, nimic. Ce se mai poate. Mai putem să dăm, uite, să mai dăm niște detalii. Și foarte interesant, am remarcat acest pasaj din relatarea ziarului Libertatea. Citez. O greșeală de amator, aparent inexplicabilă pentru un militar de carieră cu o vastă experiență în funcții de conducere, este concluzia jandarmilor vasluieni, după ce unul dintre șefii lor a ajuns în atenția parchetului militar. Deci îmi place această concluzie, că poate fi interpretată în mai multe feluri. Adică o greșeală de amator inexplicabilă pentru un militar cu o vastă experiență. Adică de ce n-a fost mai atent să nu fie prins? Exact. Că se poate înțelege și asta, știi? I-a făcut de râs. Că nu e, adică e o greșeală, e când, nu știu, pui sare în loc de zahăr în cafea. Dar când faci o fraudă de asigurare, asta presupune o intenție, nu mai e cu greșeală. Am greșit din greșeală cu intenție. Nu mai e. Deci ce s-a întâmplat? O autospecială a jandarmeriei, în care se afla și colonelul Guriță, a fost implicată într-un accident rutier. În sensul că un nene a intrat în mașina jandarmeriei, a fost vina lui și a... Nu știu dacă a făcut-o zob, dar ci că majoritatea pagubelor la autospecială. Deci a lovit-o zdravă. Mie, unuia, mie mi-ar îngheța inima, ca să fiu cinstit, dacă aș buși mașina de jandarmerie, înțelegi? Mai ales dacă n-aș avea RCA, cum nu avea șoferul cu pricina, șoferul civil. Mă gândești, zbang, îi lovesc pe ea, oricum n-am asigurare și coboară jandarmii cu bastoanele. Ce ai făcut, mă? Ia vină, mă, puțin încoace. Pă bune, deci eu aș lua la fugă dacă aș lovi mașina jandarmeriei, că vorba aia, eu am respect față de autoritate și cu jandarmii m-am mai întâlnit în viața mea de ziare și nu e o întâlnire tocmai plăcută. Dar cumva, oarecum, șeful de la jandarmeria Vaslui a decis să-l ajute. Pe bietul șofer, așa că au semnat o înțelegere amiabilă, în care s-au înțeles că accidentul avusese loc, de fapt, mâine. Ca să-și facă și omul RCA, că n-avea. Deci când ne-am lovit noi? Mâine ne-am lovit, mâine pe la ora 15, că dimineața mă duc să fac RCA și cu asta basta. Și uite așa, mă rog, după aia a fost o serie întreagă de acte, șeful de la jandarmi a semnat niște împuterniciri pentru ăla care s-a dus să constate accidentele, nu știu, mă rog. Deci toată șmecheria, uite așa, frauda. Și aici zice că nu e mare lucru. Ai, băi, s-au lovit, a făcut o șmecherie cu o fraudă RCA. Deci să-l ajute pe cetățeanul la particular, care... Să ajute un cetățean să facă o fraudă. Uitase, probabil. Da, săracul de el. Practic, el a fost judecătorul întregului fapt și a zis, lasă, bă, hai să fraudăm împreună, ce contează aici. Să fim indulgenți, domnul Pastia. Și adevărul că dacă era mâine accidentul, ce? Da, chiar așa. De ce nu l-au pus peste vreo două săptămâni să găsească și o ofertă mai bună, să nu se grăbească. Corect. Da, deci asta zic. Ai zice că nu e mare lucru și unii ar fi înclinați să spună că nu e mare lucru, dar este. Pentru că polițiștii, jandarmii, militarii sunt mandatați de noi. Noi, poporul, nu? Noi plătitorii de taxe. Să aplice legea și să exercite și violență legală, chiar împotriva noastră, a cetățenilor, în situații prevăzute de lege. Deci le dăm foarte multă putere și de aceea comportamentul acestor oameni trebuie să fie ireproșabil, că nu vrem să punem escroci să aplice legea inclusiv asupra noastră, nu? Că poate dacă astăzi o aplică în favoarea noastră arbitrar, poate mâine o aplică tot așa arbitrar împotriva noastră. E același lucru. Cum faci? Tot, haide bă, lasă, ce a făcut? A greșit că l-a bătut pe ăla fără vină. A greșit că l-a arestat pe ăla. A greșit că nu știu ce. Da, asta e, nu? Domnul colonel, între altele, a încheiat un acord de recunoaștere a vinovăției și a fost condamnat la 10 luni de închisoare cu suspendare, dar cel mai interesant e că dânsul e acum într-o perioadă de supraveghere. Procurorii n-au cerut mai mult, au zis că e de-al nostru. Mai greșim? Așa că dânsul își poate continua activitatea în cadrul jandarmeriei. Deci, asta e, presupun că acum l-au pus la parcul auto, care are o experiență nouă și un nou domeniu de expertiză și acolo înțelege mai bine cum se pot face lucrurile. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.